La Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Roman a început activitatea de primire și selectare a dosarelor de acordare a tichetelor sociale. În Consiliul Local a fost aprobat și regulamentul de acordare a acestui tip de ajutor și protecția unor categorii de persoane cu venituri mai mici de 1000 de lei pe membru de familie. Tichetele sociale vor fi acordate de 4 ori pe an. Începând de astăzi a demarat și activitatea de depunere a dosarelor pentru tichete sociale. Dosarele se pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială și beneficiază de tichete sociale orice familie în care cel puțin un membru este pensionar, persoanele singure pensionare, persoanele cu handicap care au domiciliu sau reședință în municipiul Roman și realizează venituri ce nu depășesc 1000 de lei pe lună pe membru de familie. Valoarea tichetelor este de 50 de lei pentru fiecare beneficiar, iar perioada de acordare a tichetelor va fi de 4 ori pe an, după următorul grafic: 27 martie, 14 aprilie, 19 iunie, 7 iulie, 25 septembrie, 13 octombrie și 4 decembrie, 21 decembrie. Primarul municipiului atrage atenția asupra faptului că beneficiarii de tichete sociale vor trebui să fie foarte atenți la depunerea documentelor pentru a se încadra în veniturile stabilite, ținând cont de faptul că de la 1 februarie s-au majorat pensiile cu câteva procente.